În această noapte a fost sărbătoare în Casa Mireasa, cu muzică, dans și voie bună, dar și cu momente emoționante, pentru că doamna Floarea, bunica lui Valentin, a fost sărbătorită. Am văzut că încă de dinainte de a fi chemați concurenții la testimoniale, Elena pregătea niște pahare, au primit diverse cadouri și lucruri pentru doamna Floarea, așa că după ce s-au încheiat testimonialele, au și sărbătorit-o. A fost un moment emoționant pentru doamna Floria, pentru că a primit și mesaje de acasă, din partea familiei, din partea ficelor dânsei, așa că s-a emoționat foarte tare. Probabil ați văzut că zilele acestea nici nu s-a simțit foarte bine. Acum părea puțin mai bine, am văzut-o și mai devreme că mânca în bucătărie și părea că se simte puțin mai bine. Așa că cu această ocazie toți concurenții au avut parte de muzică, șampanie, tort și puțină voie bună.